fi venit să studiezi cu Abi? În două luni. În două luni. Săptămâni. În două săptămâni. În cât? În 8, nu 2, că doar deja trecuseră 5, dar Kids Kids nu știe să numere numai până la 5 și înapoi. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 2, 3, 1. Cred că am greșit, dar mai ajutați voi. Bine, Abi, știm să cântăm și gama, cu ajutorul tău. Și acum ce ne mai înveți? Sunt foarte curioasă. Ce ne mai înveți tu? Să-mi arăt ce puteți să cântați după o perioadă de timp la flaut. La flaut, ia să vedem. Fără cuvinte. Într-adevăr, merită să investești timp, nu-i așa? Da, merită.
De ce le recomanzi tu copiilor care se uită la emisiunea În căsuța lui Pispis să aleagă să-și petreacă în timpul lor liber și cu instrumentul? Să dedici o parte din timpul lor și instrumentului. Pentru că este foarte plăcut, te bucuri când auzi că poți să, ce poți să faci și sună și foarte frumos. Nu pierzi timpul dacă te ocupi de el. Deci nu ai ceva, ai ceva folos după ce îl folosești și este frumos să știi să cânti la un instrument ca și acesta. Merită acest sacrificiu? Să-ți dedici din timpul tău liber în loc să bați mingea în curte sau să te plimbi cu prietenii, să stai să studiezi? Merită. Ok, un cuvânt de încheiere pentru toți fanii tăi, că deja ți-ai făcut foarte mulți fani care se uită la emisiunea În căsuța lui Pispis. Ce le spui? Te doresc mult succes în continuare și să, dacă au ocazia să învețe să cânte la flaută, să nu o rateze. Mulțumim frumos, Abi, că ne-ai acordat din timpul tău prețios și nouă, tuturor celor care am fost curioși să învățăm să cântăm la flaut. Cu siguranță n-am reușit nimic în 2 minute, dar știi ce am reușit? Să fim și mai curioși și, de ce nu, să studiem, să te căutăm, să căutăm un profesor de specialitate și să ne consumăm și noi timpul liber într-un mod cât mai atractiv, care să ne umple sufletul. Mulțumesc frumos! Thank you.